Angajatul unei firme de construcții ce efectua lucrări în zona Rânca a murit după ce autobetoniera pe care o conducea s-a răsturnat și l-a strivit. Bărbatul a pierdut controlul autoutilitarei și a fost prins de aceasta pe o pantă de coborâre. Polițiștii din cadrul IPJ Gorj au deschis un dosar penal în acest caz. La data de 3 august anul curent, polițiștii din cadrul Poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul unic 112 cu privire la faptul că pe drumul național 67C Novaci, strada Rânca, s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă formată din polițiști din cadrul subunității și serviciului rutier, care, din primele cercetări efectuate, au stabilit faptul că un bărbat de 44 de ani în comuna Matei, județul Vâlcea, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul național 67C Novaci, din direcția zona montană turistică Rânca-Novaci, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și, într-o curbă la dreapta, s-a răsturnat în afara părții carosabile, în stânga sensului de mers. În urma impactului a rezultat decesul bărbatului de 44 de ani, trupul acestuia fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor decesului. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă.